Bună tuturor! M-am gândit să vă prezint astăzi o rețetă de aperitiv extrem de simplă de făcut și zic eu de efect. Am ajuns să fac această rețetă pentru că prietenii de la Rio Mare m-au provocat să mă gândesc la o rețetă care se potrivească cu tonul lor cu chili. Așa că am făcut tartar picant cu ton, castraveți și avocado, la care am folosit ton Rio Mare cu chili. Este o rețetă foarte gustoasă și, bineînțeles, ușor de preparat, așa cum sunt toate rețetele mele, pe care vă invit să urmăriți în continuare. Pentru acest delicios tartar o să folosim o conservă de Rio Mare ton cu chili, un avocado, două fire de ceapă verde, doi castraveți, o lingură de semințe de susan, o lingură de oțet de orez, o jumătate de legătură de pătrunjel tocată mărunt, o lingură de suc de lămâie, doi căței de usturoi tocați fin, o bucățică mică de ghimbir dată pe răzătoarea mică, o lingură de sos de soia, o lingură cu miere, sare și piper. Voi pregăti mai întâi un sos cu care voi marina castraveții. Și am aici un bol în care am să adaug ghimbirul. Tartarul meu este de inspirație asiatică. Usturoiul. Sosul de soia. Mierea. Și oțetul de orez. Și am să amestec. Peste sosul făcut mai devreme am să adaug castraveții, pe care înainte de toate am să-i toc mărunt. Am terminat de mărunțit castraveții, i-am tocat cât de mărunt am putut eu și acum am să-i adaug peste sos, am să amestec și am să-i las să se marineze. Am să mă ocup acum de avocado. Să vedem dacă am nimerit un avocado copt, dar după textură așa pare să fie. Ia uitați ce frumos este. O să-l desfac. Un avocado de-a dreptul perfect. Și am să-l tai și pe el în cuburi. Am terminat de tocat avocado și am să pun peste el puțină sare, piper, și sucul de lămâie și am să amestec. Iar acum voi toca mărunt ceapa. Am terminat de tocat ceapa, am aici castraveții pe care i-am lăsat la marinat și acum i-am mutat într-o sită astfel încât toată marinada aceea să se scurgă și să nu lase prea multă zeamă în tartarul meu și am să-i las deoparte. Iar peste ceapă am să adaug pătrunjelul tocat mărunt, semințele de susan și tonul Rio Mare cu chili. Eu am ales să folosesc acest ton pentru că, pe lângă faptul că are un ulei de măsline de foarte bună calitate, este condimentat cu chili, ceea ce va da o notă extra picantă tartarului meu. Voi știți că mie îmi plac mâncărurile picante și de aceea, pe lângă ghimbir și usturoi, am ales să folosesc și tonul acesta cu chili, care este foarte gustos. Am să-l adaug peste ceapă și restul ingredientelor din bol. Ceea ce mai îmi place la tonul Rio Mare este că se văd bucăți așa mari de ton, e ton întreg cumva, chiar dacă eu o să-l amestec aici și o să-l semipasez ca să-l facem pentru tartar, îmi place că atunci când desfaci conserva sunt bucățile acestea mari. Și am să amestec totul foarte bine. Sunt pregătită să montez tartarul meu picant cu ton. Am aici farfuria pe care urmează să servesc tartarul și un cerc în care am să montez, în interiorul căruia am să pun un strat de castraveți și voi presa foarte bine castravetele. Acum voi adăuga un strat din compoziția de ton Rio Mare cu chili, ceapă și semințe de susan și tot așa voi presa. Iar deasupra am să adaug avocado. Vedeți, pentru că l-am combinat cu puțin suc de lămâie și a păstrat această culoare frumoasă. Iar acum voi ridica ușor cercul.
Dragii mei, tartarul meu picant cu ton avocado și castraveți este gata. Sper că veți încerca și voi această rețetă, pentru că este una foarte simplă, bineînțeles gustoasă și eu zic că de efect. Vă invit să mă urmăriți în continuare pe pagina de Facebook, pe canalul de YouTube și pe Instagram, Gătește Ușor. Vă urez poftă bună!